Dragul meu, draga mea, vin la tine astăzi cu gripă. Nu vin la tine cu gripă, stai liniștit. Vin la tine astăzi cu un subiect care știu că există foarte des în viața ta. Vrei să afli despre el? Ești pregătit? Îți zic. Și o să-ți vorbesc astăzi despre stres. Pentru că știu că ai acest cuvânt și această stare în viața ta, pentru că vrei să faci multe lucruri în viața ta și atunci când vrem să facem multe lucruri, începem să devenim stresați, pentru că avem impresia că nu ne ajunge timpul să facem câte lucruri avem în plan să facem. Însă, vreau să-ți spun de la început că expresia "nu am timp" eu nu o cred. Și cu siguranță nici tu nu o crezi. Nu există "nu am timp". Ne-am obișnuit să spunem că nu avem timp. Nu avem timp să ne relaxăm, nu avem timp să citim o carte, nu avem timp să stăm mai mult cu noi înșine sau cu prietenii noștri. Nu avem timp. Avem timp. Avem timp pentru toate lucrurile astea. Însă, este doar impresia noastră că nu avem timp. Da, este doar o impresie. Există timp și există și priorități. Iar astăzi o să-ți aduc 8 metode sau tehnici despre cum să reduci stresul din viața ta. Vrei să le afli? Vrei? Toate sunt testate și practicate de mine, altfel nu ți le-aș fi dat și nu ți-aș fi spus despre ele. Și crede-mă că au efect. Și te pot ajuta să reduci stresul din viața ta. Înainte de a ți le enumera, vreau să știi că ai timp. Ai timp să faci toate lucrurile acestea pe care eu ți le spun. Tot ce e nevoie să faci este să prioritizezi lucrurile pe care le ai în ziua respectivă sau în săptămâna respectivă de făcut. De exemplu, dacă ai astăzi, te-ai trezit de dimineață sau ți-ai planificat de cu seară că în ziua asta ai 20 de lucruri de făcut. Sunt sigură că dintre acele 20 de lucruri pe care le ai de făcut, nu toate sunt importante să le faci în ziua respectivă și prioritare. Alege din cele 20 de lucruri pe care le ai de făcut 10 lucruri sau 8 lucruri, înjumătățește-le. Astfel îți va rămâne timp pentru tine și astfel se va reduce stresul din viața ta, prioritizând. Ține minte acest cuvânt. E benefic să prioritizezi lucrurile. Bun, și acum o să-ți spun cele 8 metode tehnici de reducere a stresului. Aș vrea să-ți mai zic ceva înainte de a-ți da aceste 8 metode. Am ales să vorbesc despre stres pentru că acest stres, această stare, dacă este îndelungată, provoacă multe înnereguli în organismul nostru, în trupul nostru. Și știi și tu că te poți îmbolnăvi din cauza stresului. Știi, da? Știi că te poți îmbolnăvi. Și dacă știi asta, de ce punem activitățile noastre, planurile noastre mai presus decât sănătatea noastră? Dacă nu suntem sănătoși, nu putem să facem nimic din ceea ce ne dorim să facem. Știi asta? E nevoie să fim sănătoși ca să putem să ne împlinim planurile, dorințele, să stăm lângă oamenii pe care îi iubim. Și de parcă nu ar fi suficient că acest stres ne ia din sănătate, ne mai ia ceva. Știi ce? Ne smulge așa din relații. Pentru că atunci când suntem stresați, nu mai suntem răbdători, nu mai suntem atenți,
nu mai avem acea stare de a comunica unul cu celălalt. Și când nu comunică unul cu celălalt, relațiile noastre se deteriorează. Și dacă avem relații deteriorate în jurul nostru, și sănătatea noastră are de suferit. Deci este nevoie să avem relații armonioase pentru ca sănătatea noastră să fie sus și să fim bine. Uite câte lucruri poate să facă stresul. Și pentru că este atât de rău cu noi, noi avem tehnici, așa cum îți spuneam, de ameliorare a lui, de reducerea stresului. Și ți le spun acum. Așadar, îți zic acum 8 metode de reducere a stresului. Și încep, bineînțeles, cu prima. Închide televizorul. Da, închide televizorul. Toate știrile de pe toate posturile de televiziune nu fac decât să ne streseze în subconștient, mai mult decât este cazul. Ai observat câte tragedii sunt? Eu recunosc că nu mă mai uit la televizor, la știri, de foarte mulți ani. Nu este nimic plăcut acolo. Numai nenorociri. Iar lucrurile astea nu-ți fac bine. Se înmagazinează undeva în subconștientul tău și îți provoacă o frică care nu este a ta. De ce să o ai? De ce să trăiești tu cu astfel de drame? Îmi pare rău că se întâmplă asta în lume și la noi în țară, însă putem să alegem să nu facem parte din ele. Putem să empatizăm cu lucrurile astea, dar nu să ni le însușim și să avem frică de ele. A, că a fost aruncată de la metrou. Și poate să mi se întâmple și mie lucrul ăsta. Și începi așa să ai frică. De ce să trăim cu frică? De ce? Poți să te uiți la emisiunile preferate. Și eu am o emisiune preferată la care mă uit. De fapt, mă uitam, acum nu mai îmi place. Nu-i zic numele. Dar cred că bănuiești. Și da, poți să te uiți la emisiunile sau la serialele tale preferate, însă evită să te uiți la știri. Oricum, pe Facebook și pe internet găsești orice și fără să vrei, ești la zi cu ce se întâmplă în lume și în țară. 2. Mergi la teatru sau la film cu o persoană cu care te simți foarte bine sau poți să mergi și singur. Iar atunci când mergi, închideți telefonul. O să vezi că mintea ta o să fie mult mai relaxată dacă faci asta. 3. Profită de fiecare minut. Știu că petreci foarte mult timp în trafic și știu că nu este deloc plăcut. Însă, de ce să nu profiți de acest timp pe care îl petreci și să te relaxezi în timpul ăsta? În loc să te enervezi că este aglomerat sau că unul altul înjură, mai bine te relaxezi. Și cum ai putea să te relaxezi în trafic? Spre exemplu, ai putea să îți pui pe stick sau pe CD, depinde cu ce merge mașina ta, să-ți pui melodiile preferate, muzica preferată, sau să-ți pui emisiuni pe care să le asculți, sau să-ți pui piese de teatru. Dacă îți place teatru, găsești pe internet teatru radiofonic, piese de teatru pe care le poți descărca și pe care le poți asculta în mașină. Sau cărți. La fel, poți să-ți descarci cărți și să asculți. De ce să nu faci asta? Poți să faci asta. Și chiar dacă nu ai mașină, circul cu metroul sau cu autobuzul, oricum stai în trafic. Și ai putea să profiți și de timpul ăsta. Cearcă. Sau o faci deja? O faci deja? Dacă o faci, felicitări. E foarte bine. Continuă să o faci. 4. 4. Scrie. Scrisul te ajută să îți pui în ordine mai bine ideile
și să vezi și altă perspectivă a lucrurilor. Poți să scrii când ești stresat, când te simți stresat. Scrie. Mă simt stresat din cauza asta. Sau nu contează cum formulezi. Scrie despre ce ți se întâmplă. Și o să vezi. De fapt, nu o să spun ce o să vezi după ce scrii. Află singur. 5. Colorează. Știi că există cărți de colorat pentru adulți? Există și le găsești în librării. Iar culorile au capacitatea să reducă stresul. Încearcă. 6. Fă curățenie și ascultă muzica preferată. Iar atunci când faci asta, încearcă să dai la o parte gândurile care îți vin pe parcursul activității și să te concentrezi asupra muzicii și la ce ai de făcut. La aspirator, că dai cu aspiratorul, că ștergi praful, că ștergi oglinzile și ce mai faci tu prin casă. Concentrează-te la activitățile pe care le ai de făcut. 7. Vorbește. Vorbește cu prietenul sau cu prietena. Cu cât comunici mai mult, cu atât șansele de reducere a stresului sunt mai mari. Vorbește despre lucruri frumoase. Sau dacă simți nevoia să vorbești despre anumite apăsări pe care le ai, poți să o faci. Util este să vorbești, să comunici și să comunici onest și deschis și așa, cu toată inima. Comunică. 8. Râzi. Râzi mult și râzi cu poftă. Pentru că atunci când zâmbești și atunci când râzi, tensiunea se reduce instant. Dacă colțurile tale ale gurii sunt sus, tensiunea nu mai este și stresul se diminuează și mai face ceva râsul. Întărește sistemul imunitar. Știai? Deci ai toate motivele să râzi. Râzi! Dragul meu, draga mea, ai acum 8 metode de reducere a stresului pe care te rog să le practici și să le aduci în viața ta. Iar exercițiul pentru săptămâna asta este să prioritizezi lucrurile cu adevărat importante și să eviți să spui Evită să spui asta. Știi că ai timp. Ai timp. Să faci orice. Te pup. Ne vedem marți.